Capitolul 15. Isus înaintea lui Pilat. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Isus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: Ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt i-a răspuns Isus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei." Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. Hotărârea de moarte întărită la fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. Întemniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui, din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns, Voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pizmă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațițat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis, Dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor?" Ei au strigat din nou: Răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: Răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică, Plecăciune, împăratul iudeilor! Și îl loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Răstignirea. Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf și au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: A fost pus în numărul celor fără de lege. Bat jocurile trecătorilor. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: u! tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau, Pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Cristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. Moartea lui Isus. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabactani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când l-au auzit, ziceau, Iată, cheamă pe Ilie! Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet l-a pus într-o trestie și a dat să bea, zicând, Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Isus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care sta în fața lui Isus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: Cu adevărat, omul acesta era fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și slujau. Și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Îngroparea lui Isus. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau.